Pentru că vine o perioadă complicată, Crăciun, Revelion și așa mai departe. Aș vrea să încercăm să stabilim așa un cadru al lucrurilor pe care avem voie să le facem sau pe care e bine să le facem și pe care nu e bine să le facem. Deci, mulțumesc pentru întrebare. Eu cred că revin la ce am zis înainte. Avem la acest moment diferite situații. Avem zone care sunt la incidență peste 3 la mie, avem zone între 1,5 și 3 la mie, localități și județe chiar, iar avem zone care se află sub carantină la acest moment, localități care urmează să iasă dacă coboară la un nivel satisfăcător. Până acum, ce pot să spun, cel puțin semnalele pe baza carantinării care s-au făcut sunt pozitive. Majoritatea, marea majoritate a localităților care au fost carantinate acum 14, 21 de zile sau chiar 27 de zile, 30 de zile, ies deja din carantină pentru că au atins un nivel sub 5, chiar unele dintre ele la nivel de 2-3 la mie în localități care au început cu 10 sau 11 la mie. Dar asta nu înseamnă că lucrurile sunt ok și acest lucru noi l-am explicat. Deci continuăm cu măsurile care sunt impuse și care au fost impuse și hotărârea de guvern pe starea de alertă, pe prelungirea stării de alertă, prevede prelungirea măsurilor. Singura măsură care nu s-a mai prelungit și care a fost eliminată este închiderea piețelor agroalimentare. Din punct de vedere al sărbătorilor care urmează, sfatul clar este respectarea regulilor și limitarea la maxim a mobilității și a contactului, mai ales cu persoanele care nu stăm cu ei și nu avem contact obișnuit cu ei tot timpul. De ce n-a dat rezultate carantina din Ilfov deocamdată? Ilfovul încă sunt localități care sunt sub carantină, încă evoluează, dar în mare parte localitățile au mers sub nivelul care au fost. Deci n-am cifrele în fața mea la Ilfov, dar Ilfovul încă este sub monitorizarea noastră. Da, de ce nu? Presupun că vă așteptați la rezultate mai rapide, nu? Ilfov, capitală, lucrurile sunt complicate. Ilfovul este o situație mai deosebită, pentru că este la limită cu București, este un pic mai greu de controlat situația acolo, comparativ cu localitățile care le-am menționat. De altfel, avem localități care sunt de foarte mult timp sub carantină și care nu au scăzut semnificativ și continuă să fie sub carantină și dau exemplul Constanței aici, care este sub carantină continuu, probabil, că nu sunt implementate regulile la maxim acolo sau o parte din populație nu respectă regulile. Nu știm care ar fi motivul, dar iau majoritatea localităților care deja ies și măsura locală sau zonală s-a dovedit a fi foarte bună în aceste localități și o să o practicăm mai departe, fără discuții.